Salutare tuturor! Astăzi este 24 decembrie, o zi foarte așteptată când eram eu mititel, dar pe care am așteptat-o și acum. Avem Brad, avem un piticuț mic în cameră care în seara asta va primi cadouri de Crăciun. Nu știu la voi cum e, poate la voi primește mâine cadouri, dar la noi astăzi. Iar un piticuț mai mare, care deja a dat iama la prăjituri. Încă este de vreme, abia e ora 9 și un pic și de pe la 10 o să înceapă să vină colindătorii. Prăjitura asta e super faină. Mm-hmm. Te minunești tu de ce ai făcut, nu? E o invenție, nu e o rețetă. Dar se mănâncă, deci la judecând așa la cantitatea de... Trebuie să-mi fac și eu de rețete. A, să dai rețeta prăjiturii astea? Da, să mănânci, dar e o cremă pufoasă, nu e așa de dulce, asta e o vanilie. Cum să dai rețeta asta? Da, așa. Cum să dai rețeta asta? Au fost primii colindători acum la noi la ușă și așa de bucuros că au fost niște copii din bloc. Noi de Crăciun avem o regulă, deschidem ușa la toți cei care sună, toată lumea care vrea să ne colinde, ne colindă. Nu ne uităm cine vine, dar ne bucurăm că au fost copii din bloc primii, care ne știu, știi, și e altfel. Stăteau și râdeau la Maria. Și Maria râdea la ei. De, peste un, cred că în 2 ani, nu știu dacă la anul o să colinde și ea la 2 ani, habar n-am, nu știu. Vă știți? La 2 ani colindă copilul? Eu nu știu. Ne-ai. Blocul în care locuim noi, sunt foarte mulți copii. Și întotdeauna e zgomot, e veselie. Iar acum, la sărbători, au venit mult mai mulți copii cu colindul și am ieșit puțin pe afară să mai schimb niște bani. Nu mai am bani. Am fost și am mai schimbat bani, pe cum v-am zis, și colindătorii momentan tot vin. Noi avem noroc pentru că, uite, de exemplu, bunicii noștri care stau în centru zic: bă, la noi n-a venit nimeni, știi? Bine, dar la ei și o problemă. Ei n-au interfon la bloc și de obicei închid cu cheia. E o scară întreagă de oameni bătrâni și să închid cu cheia. Zic, bă, la noi n-a urcat nimeni, știi? Oricum, prin centru se merg mult mai puțin colindători decât noi. Noi stăm undeva mai spre marginea orașului. Dar îi spuneam și numai... Deci cea mai mare satisfacție chestia asta de Crăciun. Să primești toți colindători. Bă, deci n-ai cum să nu râzi. Unii se încurcă, unii apucă râsul când o văd pe Maria. Deci e cel mai mișto moment ăsta. Dar ce am uitat, noi avem o sacoșă de bomboane pe care ne-a adus-o o prietenă de-a noastră la workshop în Bucovina. Și abia acum ne-am dat seama, băi, că am zis că le dăm bani și venim și cu sacoșa aia să-și ia. Și am uitat. Și o ținem și la de anul nou avem de dat o grămadă de bomboane. Dacă mai mănânc multă prăjitură, deja mă îndrept spre jumătate. Mai țineți minte? Ia uite cât am consumat. Era pe aici dimineață, când v-am arătat. Nu ia bine. Deschizi toate dulapurile. Totuși, nu știu că la mașina îți părăște. De mine și de mine. Așa. O venit moșu. Cu copiii cei cu minți, pentru Măriuca, pentru Moniță și pentru Tămiță. Bonjurică! Bonjurică! Așa, Toma, știi ce ți-am mai adus? Ciocolată de cacao. Că nu ți-au plăcut, bomboanele din așa, deși am văzut că nu. Ai să mănânci funga aia, măi? În sac, nu, o să o dăm la copii. Bau! Ia uite, se refugiază unde știe că e sigur. Hai să vă arăt. A venit primul moș Crăciun, a venit la noi. Hai să vă arăt întâi lucrurile care sunt mai importante pentru mine. După aia, cadourile după aia.
Bine, asta cei care mă știți, știți cu dulcele. Voilà! Se vede? Cremă de zahărat. Mamă, ce freză! Am tăiat să-mi așez freză. Așa. Ciocolată, stai să o desfac. Ciocolată de casă. Desfacem ciocolată de casă. Cu nuci. Se vede? Cu nuci, stai. Cu migdale. Da. Așa. Și poze. Poze de când eram eu mic. E, astea trebuie să le desfaci. Toma, samele. Ăsta sunt eu, da, clasa 1. Aici era la grădiniță. La grădiniță, zita. A, uite, ăsta sunt eu. Ăsta ești tu la un an. La un an, ia. Unde-i Maria? Maria, Maria, unde-i tati? Tati filmează. Ia uite aici. Ăsta sunt eu? Da, mami. Mam, nici nu m-am recunoscut. Pe buri ăsta sunt eu? Păi tu stai jos, lângă tine Matei. Fai, nici nu m-am recunoscut. Uitați-vă, da, dau așa. Am niște poze ale voastre. Deci nici nu m-am recunoscut aici în asta. Ia uite aici sunt eu cu Mona la facultate. Mm-hmm. Vedeți, am fost și eu slab odată. Sunt nenumărate dovezi de... cărăușii. Hai să vedem acum sacul ăla cu cadouri. Primul sac pe ziua de astăzi. Cadourile Mariei încă nu sunt... o să înceapă încet încet să vină. Azi cred că facem un maraton așa. Merry Christmas! Ce-i cadouri? Am zis eu, astăzi e ziua păpușilor la Maria. Maria astăzi o să aibă o, ia să vedem ce păpuș o mică grămadă de păpuși. Asta cânta, pare? Eu am venit să testez ciocolata asta de casă. Yummy, 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 yummy. Hai, dar văd că moșul a ales bine, măi. Numai acolo stai, a? Ne chinuim acum să o îmbrăcăm și pe Maria. Să mergem la... la bunicul, la străbunici. Hai, Maria, nu mai plângem când ne îmbrăcăm, hai! Mergem acum la bunicul Mariei și la străbunici. Să vedem ce ți-a adus ție moșul de acolo. He? Bunica au venit cu Moș Crăciun la noi. Acum ne ducem noi. Am ajuns la bunicul și mergem să vedem ce brad a făcut bunicul după azi. Vedeți ce brad a făcut pentru Maria. Brad mare, ca atunci când eram mici. Și tablourile mele pe perete. Terminat, trebuie să întoarce, ia. E parchet, o să meargă bine tare. Uite-vă ce trebuie, stai, uite-vă, vesele, doi bani, așa. Uite-vă, așa. Am văzut,
acolo. Mari, mari. Ales cele mai mari în presiune. Da. 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 Ăsta a fost maratonul nostru de Crăciun. Astea au fost cadourile pe care le-a primit Maria. Cadourile noastre le ținem secrete, secrete, secrete. Cadoul meu o să-l vedeți la un moment dat când o să-mi vină. Nu știu cât timp mai durează. Sper să vină, dacă nu, până la sfârșitul anului, la începutul anului viitor. Bun, deci asta au fost. Voi ce cadouri ați primit? Cum a fost la voi Crăciun? A fost fain? A fost zăpadă? V-ați distrat? Cum v-ați distrat? Scrieți comentarii dacă vreți și nu uitați să vă abonați la canalul ăsta dacă vreți mai multe filme de genul ăsta. Așa că v-am salutat și ne vedem la următorul vlog. Pa, pa, salut!